A fost prins autorul incendierii celor 9 mașini dintr-o parcare din Galați, incident care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Acesta este ofițer MAI și ar fi provocat incendiul pe fondul geloziei. Bărbatul, angajat ca și căpitan de jandarmerie la serviciul de pază, a folosit 2,6 litri de benzină, iar flăcările s-au extins și au distrus alte 8 autoturisme, precum și ușa de la bloc. Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași precizează că bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, fals intelectual și abuz de autoritate.